Bun jucător, bun jucător. Puțin fotbaliști germani în general în campionatul României, că își găsesc ei loc în nenumăratele ligi din Germania. Îl întoarce pe Popa, ușor, lejer, fără probleme, șutul este plasat perfect. Ne vom da seama mai bine de la această reluare, în ciuda intervenției lui Pleșca. Am zis să scuze. M-am grăbit, este Keita autorul golului. Nici francezi foarte mulți. Keita îl întoarce pe Popa și face 2-0 cu 10 minute înainte de pauză. În 35 de minute în care s-a văzut parcă în această partidă că Botoșanu e mai mult preocupată să câștige punctele.